În perioada 4-6 octombrie, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a găzduit activitățile din cadrul proiectului Erasmus+, Sustainable Forest Management through Virtual Reality. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană fiind un proiect de promovare a managementului durabil al pădurilor în Europa, luând în considerare utilizarea unor tehnologii moderne de instruire în domeniul forestier. O companie din Finlanda este instituția coordonatoare, iar Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava este unul din parteneri. Au organizat în data de 5 octombrie în format hibrid webinarul Realitatea Virtuală și Managementul Durabil al Pădurilor, instrumente și tehnologii pentru instruirea în managementul durabil al pădurilor. Printre participanții interesați de managementul forestier sustenabil s-au aflat experți din domeniul silvic, precum și cadre didactice și elevi de la Colegiul Silvic Bucovina din în câmpul moldovănesc. Aceștia au avut ocazia să testeze echipamentele de realitate virtuală și aplicația VR Pilot, dezvoltată în cadrul proiectului adaptat managementului forestier sustenabil. Specialiștii din cadrul Facultății de Silvicultură din Suceava vor continua colaborarea cu partenerii externi pentru implementarea unor tehnologii moderne în managementul resurselor forestiere, apreciind potențialul inovativ imens pe care acestea îl au în educația silvică.